Un bărbat de 29 de ani din județul Gorj, care avea permisul suspendat, a decedat noaptea trecută după ce s-a răsturnat cu mașina pe care o conducea într-un șanț. Polițiștii din Izvorul Bârzii au fost sesizați de un bărbat de 62 de ani din Ilovăț că pe drumul județean 671E s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La data de 4 decembrie, cu puțin timp după miezul nopții, polițiștii din secția Poliției Rurale Izvorul Bârzii au fost sesizați de un bărbat de 62 de ani din comuna Ilovăț cu privire la faptul că pe drumul județean 671E, localitatea Ilovăț, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 29 de ani din orașul Bumbești, Jiu, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671E în localitatea Ilovăț, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto și vătămarea corporală a unui tânăr de 20 de ani din Drobeta, Turnu Severin, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, informează IPJ Mehedinți. Potrivit ISU Mehedin, cele două victime au rămas blocate în autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestora. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 29 de ani din orașul Bumbejiu, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671E, în localitatea Ilovăț, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto și vătămarea corporală a unui tânăr de 20 de ani din Drobeta, Turnu Severin, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Totodată, în urma controlului efectuat de polițiști asupra autoturismului, în acesta a fost identificată o dovadă fără drept de circulație emisă pe numele conducătorului auto de 29 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Din nefericire, conducătorul auto nu prezenta semne vitale și a fost declarat decedat de către echipajul SAJ după efectuarea fără succes a manevrelor de resuscitare. Cea de-a doua victimă a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Drobeta, Turnu Severin de către echipajul SMURD. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului, informează ISU Mehedinți. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto și vătămarea corporală a unui tânăr de 20 de ani din Drobeta, Turnu Severin. În urma controlului efectuat de polițiști asupra autoturismului, a fost identificată o dovadă fără drept de circulație emisă pe numele conducătorului auto de 29 de ani.